la 1, la 3. Iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Cristia. 1, 2, 3. Ok. Da, îl văd. Este el, avem și acord. A apărut 3 ca el. Da. Atinge pe fiecare. Citește-le ADN-ul. Deci unul este parte subliminală 81%. Celălalt este 6% într-o clonă. Deci al doilea ca el este o clonă cu 6% fragment. Da, și diferența e fragment. Asta nu are corp, dar crede că încă este în corp. Deci crede că are un corp. Nu se știe mort. Nu se știe fără, da, crede că are un corp. Aici okay. Asta vine că e 12%. Da, 13%. Mai e 1% da. Undeva, prăștia. 1% e blocat la nașterea lui Cristian în fizic, văd că. Adică, când s-a născut. În moment, spațiu-timp? Da, așa văd. Okay. Bine. Hai să vedem Cristian, 81%. E pierdut, la 12% e pierdut cumva între eteric, nu prea își dă seama că are corp, nu are corp, nu prea știe ce e cu el. El crede că are corp. Dacă câteodată zice, parcă nu am corp, zice. Hai să vorbim cu el, dacă a început el, da? Ia, conectează-te la telepatic cu acest fragment de 12%, protejat și îl lași să vorbească. 1, 2, 3. Bună! Auzi? Acum. Te aud. Auzi, ce bine. Da, te aud. Eu sunt Eleonora, tu cine ești? Adrian. Adrian? Sau am fost? Nu știu. Păi ești sau ai fost? Cum vine nu știu, dacă... Ia, uite-te. Bine, ce te amintești am tu? Fost și sunt, nu știu. Ai fost și ești, Adrian. Și ce faci tu, Adrian? Pe aici, pe unde ești? Nu știu, încerc să-mi dau seama. Ce activități ai? Cercetezi? Te plimbi? Faci ceva? Mă plimb și sar. Sar. Ce nu poți să faci cu un corp? Și cred că nu am un corp, dar e ciudat că eu cred că am corp. Mă văd, adică nu știu, apar n-am. Cum te vezi? Ia, cum era? Cum ești tu ca Adrian? Nu știu dacă am murit sau nu, că nu mi-aduc aminte. Dar parcă ești am înțeles, un om nu poate să sară așa dintr-o parte în alta, loc în, din loc în loc și când te gândești la ceva să fie acolo. Ne, asta nu făceam. Nu făceai când cred. Aveai corp, nu? Da, dar e ciudat că... Te-aia zi, unde trăi tu când aveai corp?
Unde ai Unde trăit? am trăit? Da. Unde vei casa? Unde vei? Ce aveai? Câți ani ai? 46 de ani în Craiova. 46 de ani în Craiova. Ia uite. Și ce ai tu? Ce profesie? Nu știu, ciudat că nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Ce făceam? Nu are nimic. Făceam, dacă am copii, n-am copii, soții, nu știu. Nu știi. Okay. Și aici? Ești prin Craiova? Aici, acum, no, în țări. Nu știu unde sunt. Nu mai cunosc păi locul ăsta. A, nu-l cunoști, locul ăsta? Nu seamănă cu Craiova. Nu prea. Dar cum e locul ăsta? Adică ce diferă față de Craiova? E schimbat tot, străzi. Blocul arată altfel. Dar și sunt blocuri și străzi? Sunt altfel. Apar, dispar, nu știu. Ciudat. Oamenii apar, dispar și zici tu că și sunt altfel, altfel. Apar și dispar. Și când dispar, ce apare în locul lor? Câmp. Da. Ca și cum te duci înainte sau după el. Nu știu, e ciudat. Auzi? Dar tu ești singur pe aici? Nu, mai sunt oameni. Mai sunt oameni? Dar îi cunoști? Vorbești cu ei? Interacționezi? Dar interacționezi cu vreunul? Depinde care mă aude, că nu toți mă aud, nu toți mă văd. Nu știu. Și te-a auzit vreunul? Da. Ai vorbit cu vreunul până acum? Da. Care te-a auzit? Da. Și ăla ce limbă vorbe? Era tot român? De la Craiova? Nu vorbeam, e ciudat. Nu. Parcă nu vorbeam. Așa, vă auzeați. Vă auzeați, da, da. Zic, cum descifrai, cum înțelegeai tu ce vrea el să spună sau el ce vrei tu să spui? Nu știu, înțelegeam pur și simplu. A, ok. Dar nu înțeleg, nu vezi, nu observi că e o limbă în care vorbește tu sau el? Nu. Bine, și ce relație ai avut cu cei care te-au auzit? Ce ați discutat? Despre ce? Am întrebat dacă cunoaște locul ăsta. Și spune că se pare familiar, dar nu prea știe exact totul despre locul ăsta. Sau oraș, sau ce-o fi. Și el are multe întrebări și că nimeni nu-i răspunde. M-a întrebat dacă eu știu. Că nu, el întreabă. Deci așa vă întrebați unii pe alții, nimeni nu e clar pe unde este, nu? Așa se pare. Alții care parcă știu, nu vor să spună, spune că trebuie să ne dăm seama singuri. A, ăștia așa zic, sunt unii care știu și nu vor să spună. Ia că. Da, cum arată? Tot oameni? Da, tot oameni. Tot sunt oameni aici. Tot parcă sunt oameni. Am fi pe pământ, dar nu e ciudat. Aici să mergem la unul de la care îți zice, care ai impresia că știe, dar ți-a spus că să-ți dai tu seama. Unde să-l caut? Unde păi să în momentul în care l-ai găsit. Uite, eu număr de la 1 la 3 și adică, ești în fața lui. Adică să-mi aduc aminte de momentul în care am vorbit cu unul de la? Eu număr de la 1 la 3 și când zic ești în momentul în care te-ai întâlnit cu omul ăla, tu acolo ești. Acolo? Okay. Da. Uite, 1, 2, 3. Ești acolo. Ești în fața acestui om. Da. Ia întreabă-l. Unde ești? Unde te afli? Zice că nu poate să spună pentru că trebuie să deslușesc singur. Zice pentru că fiecare ne aflăm altundeva, de fapt. Aici sunt doar niște intersecții, zice, unde ne vedem noi. Și el unde se află? Ce află? Unde ești tu? Eu am aflat el unde de unde vine?
El unde stă în altă parte și v-ați întâlnit la intersecția asta? De unde vine el? Din locul lui de naștere, zice. Din locul lui de naștere? Unde s-a născut el? Uite că ne interesează, pe tine te interesează, ia să vedem. Dacă tot te plimbi pe aici, da? Măcar să înțelegem câte ceva. Ultima vedem unde naștere, ajungi. Zice de acolo, a zis că vine ultima naștere. Da, deci i-a zis, am grijă să nu confund locurile, nașterile, să le analizez bine. Zice, pentru că poate fi foarte confuz totul. Deci ăsta e tot om, da? Da. Dar îngeri, nu te-ai întâlnit cu îngeri, cu ghizi, profesori, maestri? De ăștia. Nu, zice că ăștia vor apărea doar după ce... Te zmeticești mult și bine, voi. După ce îți dai seama singur de unde ești. E că unde ești? Unde te unde ești? Deci până atunci ăștia n-au... N-ai văzut niciunul de asta. Pe unii zice că vin să ia instantaneu, pe alții, pe majoritatea, îi lasă. Ei nu stau pe aici, spune. Ori vin și ia repede pe unul și pleacă. Apoi tu îți dai seama unde ești și de ce te afli. Păi și tu? Și la tine n-a venit niciunul? Vedea. La tine n-a venit niciunul de ăștia stăia? Nu. Dar tu, ia uite-te, uite-te așa la tine. Te vezi întreagă ca și conștiință, ca parte subliminală, ca energie, de ființă? De ce n-aș fi întreagă? Eu nu știu. Te întreb să vedem cum te vezi tu. Adică întreagă cum? Fără mâini, picioare sau... La ce te referi? Ca și conștiință, ca și ceea ce ești tu, ca ființă, energie. Ei, nu știu ce sunt acum, ți-a zis că nu știu ce. Fii atent, știi ce facem? Număr de la 1 la 3 și mergem să cercetăm. Ești de acord? Bine. Uite, număr de la 1 la 3 și mergem înainte ca tu să-ți părăsești corpul lui Adrian. 1, 2, 3. Ia să vedem, Adrian, unde ești? Îl văd pe mine, Pe cine? Mă văd pe mine, da. Undeva... Ca și cum ar fi pe un bloc și de acolo sar. În Craiova? Cred că da. Câți ani ai aici? 46. 46 de ani. Păi hai să ne uităm. Ești pe acolo, înainte să sari. Când ești pe bloc, sus. Da? Ce gânduri ai aici? Ce gândești? Că nu mai pot, că nu mai fac față la presiunea din lume, la responsabilități, la tot ce trebuie să fac și că nu-mi place și că nu mai vreau. Ce an este? Nu mă iubește nimeni aici. În ce an ești? Toată lumea m-a părăsit. Că în ce an ești? Ce anus? Bună întrebare. Ce anus? Da. Dacă îți vine, dacă nu-ți vine, nu-i nicio problemă, da? 86. 1986? Da. Ok. Nu-i nimic. Hai să vedem ce te-a supărat aici, ce te-a adus în această disperare, încât să vrei să te arunci după bloc. Ai zis că te părăsiseră toți. Cine te părăsis? Nevasta și copiii.
Păi de ce te părăsiți? Beam. Beam și îi băteam. Bei și îi bătei? Da. Câți copii ai? Patru. Patru copii. Care e cel mai mic? Câți ani are cel mai mic și câți ani are cel mai mare? Cel mai mare 17 și cel mai mic 2. Ok. Și tu de când bei? Ai 46 de ani. De mult? Cred că la 22 de ani. Ok. Bine. Deci, ai făcut toate lucrurile astea, bei, bați familia, copiii, nevasta. Acum tu te-ai... Da, ești hotărât aici să-ți pui capăt zilelor, da? Da. Bine. Mergem mai înainte, să în sări. Dacă ei au plecat, fac ce fac, sunt content. Bine. Mergem câteva momente înainte, când te-ai aruncat deja după bloc și spunem ce... dacă vine vreo ființă la tine. 1, 2, 3. Ce ființă să vină? Păi zic că la unii vin și întâmpină, unii, îi iau unii. La tine a venit cineva? Ce? Păi, ce se întâmplă? Mi-aduc aminte că mă ridic de jos și... Așa. Dar uite-te, te ridici tu, numai tu, sau... Da. Dar te ridici numai tu sau se ridică mai mulți de tine? Ia uite-te atent. Eu mă iau și plec, dar acum că mă uit înapoi... mai erau. Câți? Mare. Hmm? Eu sunt o parte din el doar. Da. Și partea cealaltă unde se duce? Cealaltă parte... sunt niște oameni care îl întâmpină și îi spun că vor ajuta să meargă cu ei. Păi și pe tine de ce nu te-au întâmpinat? Pe tine nu te-au întâmpinat aia. Pe tine te-au lăsat? Eu am vântul. Plecat. Am plecat. Ai plecat. Plecat de acolo. Nici n-am știut asta cum a văd. Ok, bine. Eu am crezut că nici n-am murit. M-am ridicat și am plecat mai departe și m-am... Bine, observ că nu ești întreg, da? Da. Ok. Văd acum. Că... A? Da. Bine, acum ai aflat că nu mai ai corp, că nu ești întreg. Și ce facem? Îți dau o sferă informațională cu toate informațiile din conștiința ta adevărată care ți-au fost ascunse, blocate. Ia-o și introduce-o în tine și urcă cât mai sus, până unde poți să te duci tu de sus și rămâi acolo până vorbim și cu părțile celelalte ale tale, da? Ne revedem! Interesant! Da? Hai! Bine! 1, 2, 3 și ești cât mai sus te duci, peste dimensiunea 5. Foarte bine. Ela, te deconectezi. Da. Și acum, hai să vedem partea aceasta 81% care este în Cristian. A fost reîncarnată, da? Da. Ce conștientizare are? Patru. Mm-hmm.
Ce și amintește? Și amintește cum a venit această experiență? Nu. Nu? Nu și amintește nimic? L-a încarnat în trecut. Da. Adică cu vreo 20 de ani mai înainte, da? Să plece din viața de Adrian. Bine, nu contează asta. Dar ce și amintește? La consiliul de încarnare și amintește ceva, a vorbit cu cineva, că uite, partea aceea din el ne-a spus că a văzut că pe el au așteptat niște oameni. Fragmentul acesta. Își aduce și nu își aduce aminte. Îi se pare un vis, zice. Ca și cum ar fi fost un vis. Hai să-i dăm o sferă informațională și lui. Și celuilalt. Se pare, zice, un scenariu din viitor. Zice că îi se părea un scenariu din viitor. Da. Primește sfera asta? Da, o primește, o desface, analizează. Deci se leagă multe acum. Da, e ciudat, zice, cum suntem, nu suntem și cine suntem și de câte ori suntem și cum suntem unii cu alții. Adică eu mă pot întâlni pe mine, tot pe mine, zice. Păi te poți întâlni fizic? Așa întreabă că da. El dacă bucata lui mai mare s-a încarnat cu mai repede în trecut, el dacă s-ar duce în Craiova, ar putea s-ar întâlni pe el? S-ar întâlni pe el, da, exact. S-ar întâlni pe Adrian? Răspunsul vine că da. Da sau nu, depinde pe ce linie temporală intră în următoarea încarnare. Deci nu neapărat. Adică poți să întâlnești sau nu poți să întâlnești. Da, exact. Da. Bine. Observă că a fost încarnat și hai să mergem să vedem acolo, la Consiliul de Încarnare, înainte să vină în experiența aceasta lui Cristian, cu cine s-a întâlnit, cine l-a preluat după ce a ieșit din experiența de Adrian, pentru că fragmentul cu care am vorbit înainte ne-a spus că el a fost preluat de niște oameni. Da, au fost apărut niște ghizi, nici demonici în cer, s-au arătat ca și ghizi, care i-au spus că trebuie să meargă cu ei pentru că a ieșit printr-o sinucidere din corp. Așa. Și asta este o vibrație prea grea pentru următorul corp. Și trebuie reconectată, zice, sau îndepărtată. Și amintirea, emoția. Iar în viitor, în viitorul altor, adică alte încarnări, asta o vor readuce înapoi în discuție, zice. Adică această traumă. Da, trauma aceasta de sinucidere. Și unde l-au dus? Că i-a spus că trebuie acum să fie îndepărtată această amintire sau... Spital astral l-au dus. Și-au îndepărtat amintirea. Da. Da. Bine, dar acum partea subliminală știe, vede și observă tot ce a trăit. Toată linia experiențială de când s-a desprins dintr-o conștiință mai înaltă. Și merge mai departe. E dus în spital astral și de acolo, reprogramat, dacă observă, îi se șterg, îi se ascund memorii,
Da. Apoi când consideră oamenii aceia, ghizii, că e pregătit, îi se arată, îi se aduce la cunoștință un nou contract de viață, de experiență. Da. Și unde va merge, da? Da. Ei, mergem acolo, la nou contract ăsta. Și se întâlnește tot cu aceiași ghizi, ăia care l-au preluat atunci? Nu, aici văd că întâlnește un arhon, un demon și un rectofasius. Rectofasius. Cred că ăsta se referă la dinozaur ceva, nu știu. Este Păi un să fel numeam de așa. dragon, dar seamănă cu o pasăre. Ok. Unde ăsta, da? Dar el îi vede ca ghizi, ca oameni? Da, îl vede ca pe un ghid. Deci vede înger, vede ghid. Da. Da. Bine. Și ce îi spun ăștia acum? Dar îi simte alții decât cei care l-au întâmpinat. Da. Ce îi spun ăștia? Că îi vor pregăti următoarea călătorie. Și cum o vor pregăti sau i-au pregătit-o deja? Doar eu aduc la cunoștință sau cum? O parte se prestabilește, o parte se pregătește împreună cu partea subliminală. Da, da, exact. Și ce îi prezint aici? Ce îi spun? Păi da, și să și aleagă din vreo 4 variante. Da. Și el de ce o alege? Să înceapă calibrarea, zice apoi. De ce alege? Ce alege? Pe asta, da. Ce alege? Celelalte 3 sunt scurte. Și el vrea o experiență mai lungă? Asta e mai lungă, da. Bine. Acum, dacă își amintește partea subliminală, că cei doi care l-au așteptat, i-a zis că îl duc acolo, la spital, ca să fie, să îi se îndepărteze memoria, da? Da. Ei, s-a îndepărtat memoria, dar s-a îndepărtat, eu știu, parțial sau selectiv, pentru că observă că acum îi se dă un scenariu în care are ca și, să zicem, obicei, același de a bea, pentru care se sinucisese Adrian. Adică ce au îndepărtat? Doar ce au vrut ei? Nu vede, pentru nu că vede. Nu era scris acolo. Este ceva ce dezvoltă în fizică în urma traumelor fizice și se consideră ca și cum ar fi un viciu care ajută mintea fizică să se deconecteze. Păi l-a ajutat și în viața lui Adrian. Consideră că este ceva ce poți să iei din altă viață cu tine. Poți să iei din altă viață pe ăsta? Viciul poți să-l iei? Asta spun entitățile. Deci viciul poți să-l iei, dar nu poți să iei amintiri din altă viață. Dar viciul e liber, e voie. Îi spune că nu poți să-l iei. Entitățile spun că nu poți să-l iei. Dar de fapt poți să-l iei. Păi cum îi spune că nu poți să-l iei dacă îl dă în noul scenariu? Ajunge tot. Dar nu îl spune. Îl spune că, păi de fapt, spune, acest viciul dezvoltă acum în urma traumelor. Le rezultă în urma traumele. Ia să arate el acum. Bine, i-a ascultat, a văzut. În primul rând, să le arate tot ce are acum ca informații, cum că îi lipsesc părți, fragmente. Cum că un fragment era pierdut prin astral, în spațiu-timp, ăla cu care am vorbit. Le spune că vede că nu e întreg, dar îi spune că nu contează, nu are nicio importanță, zice, voi sufletele tot timpul vă fragmentați, deci vei recupera oricum acele fragmente, vor veni singure, spune. Da? Păi unul este în alt corp, de exemplu, observă.
Este într-un corp, mai are un fragment de 2, de cât e ăsta? De 6%, care uite-l că îl vede pe undeva. Deci ei sunt doi acum. Uite, când experimentează prin două corpuri diferite. Lăsăm pe Adrian, este parte din Adrian. O experiență a unui fragment care o are atât. O contează, se întoarce el. E ca și cum îi spune Stalin, știți, nu-ți bate capul cu ele. Totu-te în experiența asta. Păi ia să vedem. Să desfacă aici partea subliminală și să vedem clona aia unde este. Dacă e vie, dacă e în laborator, dacă e funcțională, dacă unde mai are un fragment care o energizează. În Florida o văd. Da. Ce face clona aia? Muncește. Câți ani are? Muncă fizică. Da. Câți 44 de ani. Da. Bărbat, femeie? Bărbat. Și ce fel de muncă faci? Muncă fizică grea, periculoasă. Dar okay. El nu o vede deloc periculoasă. Bărbatul e ăla și programat de acolo. Să nu vadă așa periculoasă. Are ceva la probleme la picioare? O dor picioarele pe clonă? La picioare? Întreb, nu știu. Are deformată, tălpile sunt deformate ca și talpă. Păi așa s-a născut? Da, un fel de plat, să zic, văd că are. Da, și nu prea stă mult în picioare. Se așează destul de des jos. Deci nu poate stea mult în picioare. Dar e programată să depășească durerea și să ignore problema asta. Păi asta face și Cristian în viața asta. Depășește durerea și ignoră problema asta și Cristian. Hai să vedem unde e fragmentul acela de 6% al lui Cristian. Dacă stă în interiorul clonei sau unde stă? Da, este. De unde ne energizează? În interiorul clonei. În interiorul clonei este, da? Da. Clona aia, ca și conștiență, să zicem, e conștientă, e pe lângă că e programată. E foarte programată de Matrix în Matrix și nu gândește în afara cutiei boxei, să zic așa. Ce face ea? Are familie? N-are familie? Nu are familie. N-a avut niciodată? Nu, se vede, e potent din câte văd. Ok, hai să vedem cum deci, a luat naștere. Plăcere carnală nu văd să aibă. N-are nimic. Nici e un individ. Ca un robot muncitor. Da. Ela, mergem acum, ne spune Cristian, da? Fragmentul de aici, ne duce în momentul în care acea clonă a fost fabricată. Și cum a fost fabricată? Cum a fost construită? Da? Și în ce an și unde? 1, 2, 3. Mi-apare Miami, fel de bază subterană, în urmă cu 24 de ani l-au format pe el, iar ADN-ul l-au de unde au, de peste tot din lume au ADN, din toate laboratoarele, analizele ADN, pe care ADN. Le facem. Da, analize care le facem. ADN, ADN, dar ăsta e un fragment din Cristian. Deci 6% care l-a atașat. Da. A, de unde l-au ei fragmentul de suflet? Da. De când a cules fragmentul ăsta de suflet? Poate au o bază și cu fragmente. Pare că a fost, îl au dintr-un făt avortat, da, care a ajuns aici la el.
ei în această bază. Ai ajuns viu, fătul a avortat? Nu era viu, dar nici 100% mort. Adică avea atașat, încă da, rămas, acest un fragment. 6% fragmentul, da? Da, ajuns la și în bază. Văd că au metode prin care poate pot face asemenea avorturi în care să capteze și părți de suflet. Pe ei provoacă ăștia cu baza, comandanții bazei sau entitățile provoacă avorturi ca să capteze și părți de suflet? Au anumite metode de a face avort prin care pot capta și fragmente de suflet ale... Adică avorturi la cerere? Da, cerute de femei, de mame în toată lumea. De unde a ajuns acel făt în care el era cu 6% fragmentul lui? De unde a ajuns la în bază fătul? De la un spital din America, din altă țară? E ca și cum este un fel de înțelegere mondială. Toate astfel de țesuturi, de organe, de resturi umane, cum le zic ei, se trimit către către laboratoare de cercetare peste tot în lume. Okay. Așa, și pe urmă, de acolo se selectează, cumva se triază și se ajung astfel de până bază. În bazele astea. Da, cum da. transportă, cum este transportat fragmentul atașat de țesut, organ, corp, făt, orice ar fi fost? Consideră că rămâne, cum ar veni, câmp energetic în jurul țesutului de carne timp de 36 de ore. Apoi, deci foarte repede trebuie transportat. Da, da, da. Un țesut organ dintr-un făt sau fătul cu totul, da? Să ajungă da. În baza asta. Da. Apoi se disipă, se descompune. Sau da, se desprinde după aia total energia de carne, cum ar fi țesutul uman. Bine. Dar 36 de ore încă îi pot preleva energie din țesutul ăla uman. Și aia este parte de suflet sau conștiință. Da, bine. Hai să vedem. Se uită partea subliminală în aceste informații și vreau să observe când a intrat în proiectul acesta de fragmentare și clonare. Când? Și unde? Atunci, acolo, când s-a aruncat după bloc? Nu, când a fost avortat. Când a fost avortat? Păi când a fost avortat? Asta vreau să... 24 de ani în urmă? Nu, 24 de ani în urmă? În 1878. 1878. A fost avortat. Era întreagă partea subliminală acolo? Nu, a ajuns atunci? Acest fragment la ei de 6%. Da, acolo vrea să intre întreg, da, 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 da. Iar apoi, în timpul avortului, partea mare de suflet a plecat și a rămas această parte de 6% atașată de... Care a ajuns cu, fonds, în da. Baza militară, da? Da. Bine. Acum, partea subliminală are informația că poate să se ducă la acel contract, la acel consiliu de încarnare în care îi se dă, înainte de 1878, să se nască avorton. Deci la acel consiliu. Și când îi se dă acest scenariu cu această cunoaștere și informație care are acum o transmite acele părți subliminale de acolo, de la consiliul ăla. Transmite toată informația pe care o deține din viitor, cum ar veni. Da. Și acel
Acea parte subliminală de acolo, acel suflet de acolo, refuză contractul de a intra ca și avorton. Ia să vedem cine erau Chizi și ce erau. Da. Tot ăștia? Da, tot cei din prezent. Toți ăștia din prezent. Eh, atât mai bine. Merge acolo și le spune, hei băieți, nu accept contractul ăsta. Nu accept pentru că am văzut ce se va întâmpla, iar eu nu vreau să fac experiențe prin clone zombizate, despărțit, cu trei fragmente, unul rămas prin spațiu-timp, altul pe unde eu ce experiențe am mai făcut, cel prin clonă și așa mai departe. Nu vreau să mă sinucid, nu-mi place ce văd și aceste scenarii nu le accept. Împreună cu ăsta, începând de aici. Refuz total, spune. Da. Cine sunteți voi? Ia să-i întrebe. Accept. Hei băieți, cine sunteți spune voi? Că sunt controlorii pământului care încearcă să păstreze pământul așa cum este. Adică? Vibrația în care este să nu se schimbe nimic. Da? Dar cine i-a pus pe ei să păstreze pământul așa? Le-a cerut pământul să-l păstreze așa? Spiritul pământului? Le-a cerut lor asta? Acum este casa lor și ei nu suportă frecvențe, plăji mai mari de frecvențe decât în cea în care se află. Iar zice, voi suflete care veniți aici, necunoscătoare, puteți schimba mult frecvența acestei planete, iar noi nu putem permite asta. De aceea noi vă controlăm ce fel de experiențe puteți face aici, în același timp vă arătăm și vă ghidăm, iar voi le faceți. Ah. Ei, acum să-i spună că nici el, nici noi nu mai acceptăm părțile subliminale, astfel de experiențe, să vă păstrați voi vibrația aia de reptori, de reptile, de demoni, de ce sunteți? Ia să le spună. Măștile jos. Da, își schimbă fiecare înfățișare. Nu pare surprins, nici speriat. De ce? I-a mai cunoscut? Sau a mai cunoscut ființe de-astea? Cu formele acelea? Multe în univers. Ah, bine. Dar zice... Nu aveau vibrația voastră asta joasă aici. Ce noi aici suntem acasă, ele, altele ca noi, sunt acasă în altă parte. Exact. Doar noi nu suntem acasă. Ai părțile subliminale. Această parte în casa noastră. Voi sunteți doar călători, nu aveți o casă, zice. Casa voastră ar fi cea din care v-ați desprins. Dar nu toți vă veți întoarce înapoi acasă. Îți alegeți, după ce ne... mai faceți. Da. După ce înțelegem, da? Despre casele altora, da? Mergem prin casele altora să le înțelegem, când să vedem. Sunteți bineveniți să veniți și în casa noastră, dar dacă intrați, intrați după regulile noastre. Ei, acum le spune că a intrat după regulile lor, a văzut... A înțeles și nu mai intră. De aici începând, da? Este alegerea. Ia contractul. Să nu mai intri, dar atunci nu mai intri pe această linie sau în acest corp în care l-am. Hai, serios. Cine spune asta? E demon. Demonul? Bine, partea subliminală să le spună că nu acceptă, ia contractul și îl rupe. Ăsta, cu fetuș, cu clone, cu ce a văzut până aici că a trăit, da? De acolo și până aici. Îl rupe. Păi ei blochează pe toți. Pe demon, pe arhon, pe brontozaur, cum îl chema pe ăla. Da. Da? Toți blocați. Da, sunt. Și îi lasă așa, deci avem partea subliminală întreagă aici, ela, da? Nu mai e fragmentată. Da. Bine.
să se uite pe, în informații și să observe câte experiențe a avut în casa ăstora, pe planeta asta. 3D. 630. Hai să vedem de unde a venit, cu ce intenție, în ce fel, pe care pământ. L-a atras 3D o diversitatea, dualitatea și ideea de extreme, care era un concept nou pentru el. Inclusiv dualitatea, dar de dualitate mai auziseră, dar de extreme? Nu. Bine, și cum a ajuns? De unde a venit? De pe ce planetă? Corp ceresc. Oliokentasi. Olio. Oliokentasa. Kentasa. Kentasa. Așa. Ce e asta? O planetă de 4D în Capricorn, zice. Ok. A venit cu avatar, nave? Sau cum a venit? Conștiință. Conștiința a venit. Singură, cu alte conștiințe? Păr subliminale, ce erau? Niciodată nu e singur. Doar ce alegi să faci, faci singur, dar ca existență nu e singur. Mereu ești înconjurat de tot. Mai văd alte 4 părți subliminale. Care au plecat de acolo? Da. Să cunoască dualitatea în extrem. Da, și extremele, da. Și extremele. Bine. Auziseră, aici au nimerit așa? La întâmplare sau au avut o direcție? Știau că pe pământ se pot experimenta situații, emoții extreme care te ajută să dezvolți corpuri energetice noi. Și totodată înțelegere nouă. Și pe aia ce faci cu corpurile astea energetice care le dezvolți? Că tu ești conștiință. După ce termine experimentarea pe o planetă, într-un avatar, de un fel? De informația din ele, le unifici. Ah, și le transformi și pe corpurile astea, le bagi în tine conștiință? Sau le lași? Când nu-ți mai trebuie. Deci corpurile astea energetice, multe, iau forma corpului fizic, în care tu experimentezi, în formei. Da, dar e o formă temporară care... Păi asta spun. Da. Se absorbe informația din ele, se integrează, zice. Da, și ele ce fac? Se contopesc. Deci se transformă. De fapt, dispare, pentru că, da, intră una cealaltă dacă le e golit, și se contopesc. E golit de informație. Da. Da, dar e ca și ele se disipă. Da, nu se disipă, se contopesc în ea însă, își spune. În ea care? Se integrează, zice. În cine? În sine. Ca în informație, sine. Ca și energie. Informația, eu vorbesc de corpurile astea energetice. Uite, noi avem este acum corp energie, sexual, corp emoțional. Dispar pentru că corpul energetic e energie care se reintegrează, se absorbe, este absorbită în sine. Așa zice el. Ca și partea sublim, ca și sufletul de altfel. Exact, care e un alt corp. Sufletul, da? Da, da. Când se absorbe, da. Când termină experiența, se absorbe și ăla în sine. Exact, da? Da, da. Și când se absorbe în sine, tot sufletul ăsta acumulat din suflete, suflete din fiecare experiență, când se absorbe în sine, am mai vorbit, dar nu știu, acum iar întreb. Se își păstrează acea individualitate de, no. de suflet cumulat a multor experiențe, ca om, să zicem. Dezvolți un suflet. Își pierde individualitatea. Își pierde individualitatea. Și... Zice că se dispar pentru că dispar ca individualitate, okay. Și acea informație și se, duce... se unește cu toate celelalte. Ea și sinelui. Devine, da, devine din nou un sine. Devine un om, ai... din nou un întreg. Deci asta observăm, da? Că sufletele dezvoltate în experiența pământeană,
când s-a încheiat, când fragmentul, partea subliminală, acest fragment de conștiință desprins dintr-o conștiință mai mare, dintr-un sine, și a încheiat experiența pe un anumit, într-o anumită dimensiune, planetă, eu știu ce, și hotărăște să meargă în sine, practic, aia a doua moarte. Deci moare. Poți să ieși așa, doar că da? Doar că tu trăiești, moarte, nu moare niciodată. Și o unificare, da, o văd ca și păi pe ți-ai pierdut. Când îți pierzi identitatea, da, muri. Ea, dar tu te transformi. Din perspectiva noastră de aici, poți să iei ca pe a doua moarte, dar de fapt e o reintegrare în ceea ce ești mai sus și mai sus. Dar pierzi individualitatea care tu ai avut-o. Păi, da, pentru că individualitatea asta este doar o formă temporală de conștiință. Dar și de experimentare, exact, care face parte din conștiința mai înaltă. De fapt, tu devii acea conștiință înaltă, dar mai conștientă și cu ce ai acumulat în urma experimentării. Exact, da? Exact. Hei, lucru am clarificat. Foarte bine. Acum, hai să vedem dacă Cristian, tot ce am aflat până acum și a aflat, vrea să mai experimenteze în acest mod cu brontozauri, demoni, îngeri, să-i mai facă experiențe? Nu așa, așa nu. Fără conștiință. Poate să, bine, dacă nu mai vrea să-și cheme, să cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe toată linia experiențială, conștient sau inconștient. Prin toate și le disolvă, le anulează, le decrează complet. Foarte bine. Acum să deschidă un portal de cea mai înaltă vibrație și să aspire toate ființele astea și a blocații și toți cu care a avut de-a face pe portalul ăsta. Da, absorbe pe toți pe portal. Complet. Pune un program acestui portal de curățare, îi pune programul ca să rămână activ pe toată existența aceasta, viața aceasta, și ori de câte ori percepe energii sau ființe de vibrații joase care au intenții să facă acțiuni în sfera lui energetică, să le absoarbă, să deschide portalul și le absoarbă. Da. Bine. Acum să cheme să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte care le-a făcut cu orice parte subliminală pe toată linia experiențială. Da, vin și acestea toate, le arde, le decrează împreună cu toate karmele impuse, inventate. Trimite sfere cu informații tuturor părților subliminale cu care s-au întâlnit în toate aceste experiențe și se declară liber și le declară libere pe toate. Foarte bine. Hai să vedem acum cum se simte partea subliminală. Să vedem dacă a avut implanturile ăla și dacă mai sunt. Dacă au dispărut odată cu contractele. A avut la lanțuri, la picioare, tălpi, brățări din alea de la, la picioare, la încheieturile mâinilor, implant la inimă, la ficat văd doar urme, ceva emoții, deci nu implant, ci energii stagnante, și la cap văd că mai a avut la ochi, urechi și coloana vertebrală, a doua vertebră de sus în jos. Cervical. Da, la cervical, da. Bine, mai sunt implanturile astea? Nu, sau toate. Au dizolvat odată cu contractele, da? Dizolvate, da. E, cum se simte acum partea subliminală, ziceam? Descărcată, zicea, ușoară și eliberată. Cum poate să se miște, să fac acțiuni în voi. Bine.
Hai să chemăm partea subliminală a Arielei. Pica. Ia. Da. Îl lăsăm pe el într-o bulă, într-o sferă cu lumină. Pură. Și ne uităm la Ariela, cum se prezintă câmpurile energetice. Văd care ondulații sunt apăsate, să zic așa, din exterior. Sunt injectate, nu văd fisuri, ci mai degrabă ca niște injecții subțiri, da, care pătrund așa și niște firicele, ca niște ațe din alea, fire de ață subțiri, 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 care văd că pătrund și merg unele la inimă, unele la gât, cap și ce culoare abdomen. au acele? Inimă, gât, la cap, abdomen. Ok. Alb, albăstri, așa ceva. Uh-huh. Deci astea sunt stringuri care reușesc să pătrundă în câmpurile ei și să se lege la corpul ei energetic, să fure energie, dar le văd subțiri. Dar o fac. Tot pătrund. Da, tot pătrund un pic. Da. De unde sunt? Cu cine stringurile astea? Persoane... Depinde. Văd prietenul ei, văd colegi la muncă, văd inclusiv cum să spun, prieteni, să zic așa, da. Amici. Amici, da. Ok, deși cu, de și la persoane cu care lor, interacționează, da? Da, entitățile acestora încearcă să intre. Nu tot timpul poate să intre cu asemenea, să zic, fisuri, ci văd doar că îi apasă, face presiune în câmpurile ei energetice, dar iar ce câteodată... simte când ăștia, când fac presiune? Un fel de câteodată oboseală, câteodată presiune așa din exteriorul ei, dinspre societate, spre ea, anumite lucruri sau... Bine. Da, depinde ce... de acțiuni, de stări. Bine, ce trebuie să facă ca să nu mai permită? În primul rând, să nu aibă niciun fel de dubiu atunci când ea își face curățarea sau protecții și niciun fel de dubiu că tot ce se întâmplă în jurul ei o poate afecta. Adică eu sunt sigură pe mine, știu cine sunt, ce sunt și indiferent ce e în jurul meu, la mine nu poate să ajungă. Deci o siguranță din aia mai mare asupra ei, despre ea. Ok. Să scoată afară, Ela, toată nesiguranța, dubii și tot ce mai are. Da, corpurile de energetice. Liniști. Programe și programări nebenefice. Da. Mai văd încă un pic de îngrijorare despre viitor, despre ce o să fie cu mine, cum o să fac, cum o să mă descurc. Pot singură, nu pot singură. Păi și dacă nu pot singură, și ar vrea să îți poată spun eu că singură. poți Și în parte același subliminală. Timp, da, și în același timp cumva, dar dacă mi-e mai bine cu încă cineva, totuși să nu fiu singură. Deci, da, încă cineva nelămurit. Vine și da. Strică ciorba care o faci. Da, dar da? Aia e problema, că știe că în jur toată lumea este afectată de energie, de entități și atunci ea ar vrea pe cineva care să fie ca ea, suflet curat, lumină, care să fie blând, să fie pe vibrația ei și să o completeze, nu să o tragă în jos sau să ia energie de la ea ca să supraviețuiască. Deci să nu ia energie de la alții, dar nici alții de la ea. Și să scoată afară dubii, nesiguranțe, eu știu, neînțelegeri, nemulțumiri, tot ceea ce o făcea, să-și cadă vibrații. Da, vede Și acum să toate permită. Astea și
scoate, mătură, scoate tot afară, dă tot afară, zice tot ce mă împiedică, tot ce mă blochează, tot ce mai există ca și gând sau program limitativ, și să pot să gândesc liber și să manifest liber tot ce îmi doresc, pentru că știu că nu am limite. Bine. Deci și să iubesc, să iubesc așa cum doresc eu, fără să fiu judecată. Văd că nu-i pasă de judecata altora, dar cumva simte o apăsare, da, simte când exact, oamenii aia, da, se uită urât, da, sau nu-i nu-i pasă, acordă, da, atenția totuși, care ar trebui. Da, dar observă, știe, nu-i pasă, da, dar observă. Observă, da? Și știe că poate, ar putea și ei să fie altfel și să fie total armonie, și o deranjează cumva că nu este acea armonie totală peste tot. Nu este, că n-are cum, că cine să creeze armonia? Sunt lăsate părțile subliminale să creeze armonie. Auzit ce a spus mai sus ăia. Da. Ce au spus părții subliminale tatălui? Că e lumea lor și ei fac tot ce e posibil să păstreze vibrația, da, acestei planete. Exact. Da? Bine, cu toată această înțelegere, să, uite, să-și scoată mintea conștientă afară, să o scoată și Cristian, partea, da, subliminală. Bună idee, da, se bucură și el de asta, da. Și să le pună fiecare la cinematograful ei, să le pună filmul cu tot ce a înregistrat mintea conștientă a fiecăruia în această experiență, da? Da. Așa. Da. Și număr de la 1 la 3, pune filmul, 1, 2, 3. Toate programele, da, nebenefice, tot înregistrări, traume, orice a înregistrat, și mai punem o dată, mai rea filmul, dar acum cu o viteză de 100 de ori mai mare. 1, 2, 3. Și mai rea fiecare parte subliminală, încă o dată filmul, de cu o viteză de 1000 de ori mai mare. 1, 2, 3. Ia să vedem, fiecare și-a mintea în brațe, fiecare parte subliminală îmbrățișează și o integrează. Da. Și o reprogramează. Acum pune în loc, da, la tot ceea ce a scos, ceea ce vrea fiecare parte subliminală să impregneze mintea conștient. Da, cu toate programele benefice pentru ea și pentru el, curaj, voință, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, putere de manifestare totală, canalul abundenței, prosperității, sănătății, bucurie, fericirii, îl curăță, îl purifică, lasă să curgă toate aceste energii peste ei, peste toată familia lor, în viața lor, fără pic de frică, fără pic de îndoială, că acestea se pot manifesta. Gândire pozitivă, zice, și conștientă, mereu prezență în mintea conștientă, în acum, mereu. Mereu și mereu, adică o ancorăm acum, mereu, zice. Da. Care să mă ajute să mă concentrez, să mereu în acum, 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 uh-huh, și să nu mai meargă în trecut sau în viitor, pentru că totul este acum și acum este cel mai important, și de fapt fiecare moment din acum îți creează trecutul sau viitorul. Deci cum te simți acum este cel mai important moment, cum te simți, ce emani, ce simți, ce emoții, ce gânduri. Dacă tu acum ești mereu conștient, îți creezi un trecut fericit și în același timp un viitor și mai fericit, zice. Dar cum crezi că trecutul acum? Când ești tu conștient, cum crezi trecutul? Pentru că ceea ce faci acum, la un moment dat, devine trecut, iar ceea ce faci în continuu, acum, devine un trecut, dar nu că crezi trecutul ăla care a fost înainte de acum. Nu. Se referă că dacă în fiecare moment din acum devine un moment trecut, ești fericit și conștient, da, și îți analizezi un nou trecut. Un nou trecut, da, fericit. Da.
Am înțeles. Bine, vreau ca și partea și în același timp îți creezi un viitor și mai fericit, pentru că dacă acum ești atent pe ce simți și ce gândești, îți creezi o energie fericită, aia se întâmplă mereu în jurul tău și automat un viitor și mai fericit. Și acum partea subliminală a lui Cristian, să-și pună o ancoră de alcool, pentru alcool, adică să nu mai bea. Da, își pune astfel o ancoră încât să disolve, adică să fie conștient că nu mai dorește, nu-i face bine, își pune ancoră astfel încât să respingă, să aibă greață, repulsie totală față de acest gust, miros, de orice fel. Bine. Hai să ne uităm ce întrebări mai avem, să vedem dacă am răspuns la Cristian. Acum, a fost blestemat de mamă, da? Dacă acest blestem, întreabă Ariela, a fost, chiar i-a atins și pe copii și pe ceilalți? L-a atins, pentru că ne venea să creadă că mama i-a spus așa ceva. Emoțional, da, l-a atins și crezând că, nu știu cum să spun, această vinovăție că mama simte ce simte pentru el, vibrații joase, remușcări, reproșuri, da, l-a atins. A acceptat, să zic, acea energie. Bine, acum... A tăiat, a dizolvat totul. A dizolvat și... Acum mai știe că în... totul a fost coordonat și controlat de entități și că i-au creat inclusiv emoțiile care să facă acel blestem să se manifeste pe viitor în viața lui. Și acum a înțeles totul și... Deci, bine, totul, când... Pe la gunoi tot ce a fost. Okay. Observă și știe acum, ambii, că atunci când bea, devenea violent și se întâmpla și toate le realizează și inconștient, dar vreau să realizeze și părțile subliminale, că atunci nu el făcea, Cristian, acele lucruri. Da, știe, da? Și-a înțeles, da. Bine. Da, este conștient. Întrebări. De unde vine sufletul lui și de ce a ales acest corp? Câte vieți a avut aici? Am răspuns. Dacă am mai avut vieți împreună cu Ariela în trecut... Doi. Dacă Cristiana a mai avut parte subliminală, a mai avut alte experiențe cu nepoțica, care acum are o atracție puternică, este între ei, chiar dacă nu se înțeleg, pentru că fetița vorbește engleză, Cristian nu. Mie mi-arată două experiențe, dar în acestea două experiențe i-a fost tată și sufletul nepoțicei a fost băiat și a murit în ambele experiențe băiatul lui la 2 și la 3 ani, după care a plâns foarte mult, a suferit foarte mult. Și acum e ca și cum a regăsit-o. Dar nu este acel suflet. Adică este acel suflet care a fost copil. Deci s-a recunoscut, care a fost băiat. Da. Bine, atunci când ne-a dat bunica afară pe toți, când i-a dat afară pe toți bunica, mama lui Cristian, și l-a blestemat pe tata și pe noi toți, de fapt, aș dori să știu să se șteargă acel blestem, să fie anulat. Ei se duc în... ei au anulat mintea, din mintea lor conștientă, au anulat oricum tot. Și blestem și tot ce înregistrase mintea conștientă. Energetic. Și din energetic. Te zic că și din conștient. Pentru că a înțeles totul, da. Unde i-a plăcut cel mai mult în univers și care viață i-a plăcut și aici pe pământ? Interesant, spune că din experiențele recente i-a plăcut pe Venus.
Ce a plăcut pe Venus? Venus 5D? Da, pentru că din cele mai recente era foarte armonie și are legătură și cu Pământul, spune, în sensul că vedea Pământul de acolo. Păi îl vedea cum vedem noi Venusul de aici? Sau cum? Nu. Se vedea altfel din 5D. Da, da, da. Nu vedea o stelut. Exact. Ok, bine. Și pe Pământ ce experiență sau fragment de experiență care i-a plăcut cel mai mult? Da, spune că mi arată că a fost femeie de la 32 de ani până la 70, o viață destul de lungă aici, în care a fost foarte fericită ca mamă și bunică într-un palat. Na. Într-un palat, undeva în Maroc, da, ca Maroc, da. Da. Și acolo ce făceau? În ce rol juca împăratul? Ce rol juca? Era mama cui? Mama, da, era cum ar fi stăpâna, dar nu stăpâna, era bărbații și soțul și fiii ei, dar ea n-avea ea s-a bucurat aici de nepoți, da, de nepoți și da, și de copii. Că entități erau, polcăiau la palat, da? Dar pe ea n-a deranjat-o. Da, erau, dar nu. Aici spune că ea a fost extrem de fericită între copii și nepoții ei, da. Okay. Poate ea era o ramură nu foarte interferată, da? Ca alte ramuri. Nu prea era aici cu rugăciuni, cu entități, ci era extrem de iubitoare, extrem de atașată de copii, își plăcea extrem. Ia, de dar copii. Restul membrilor familiei asta. Dar nu știu, era parcă detașată de ceilalți, nu interesa ce fac ceilalți. O să ajungă să-și ia o casă în România, el își dorește în Câmpina, unde au avut un apartament pe care l-au vândut și l-au pierdut. Ok, la el văd 50%, 50-50%, cred că la soția lui am văzut. Linii temporale posibile, da? Deci da, poate să bine. Țină dacă își dorește lucrurile. Dacă își doresc și din conștient, da? La ce oră s-a născut? Uite, avem întrebare. Ial 7, mi-o pare. 7. AM? Da, dimineața la ora 7 mi-o pare. Bine. Aș dori să mergem la consiliu să vedem de ce i s-a dat acest corp și ce scria de fapt în contract. Păi, am văzut, da? În contract. Ce să scrie? Că era fragmentat, deja multe nu i-a spus, nu i-a spus nici că o să bea și în viața asta era programat, reprogramat. Ce am văzut? Adică ce a trăit, aia era scris. Exact. Da? Aici. De ce nu a reușit niciodată să aibă un loc de muncă stabil? Păi dacă așa era scris în contract. Exact, și în karmă. Și în karmă și în și cu băutura și cu viciu și cu toate alea, că băutura na, îl face să-și piardă slujbele multe. Dacă pe viitor va fi mai bine după această sesiune, dacă va reuși partea subliminală, zic eu asta, să facă să conștientă și mintea. Conștient. Depinde cât de mult poate să transmită minții informații și cât de deschisă mintea este la astfel de informații. Mi-apar acum, în acest moment, într-o primă fază, 20% schimbare de paradigmă, gândire, comportament. Iar mai apoi, în timp ce mai târziu, după ce metabolizează și își dă seama de această schimbare a lui, poate să aibă un parcurs treptat din ce în ce mai, cum să spun, mai mult spre un fel de, nu neapărat trezire, să zic așa, dar un fel de
acceptare că... Adică ieșire din negativ, asta văd la el. Ieșire din negativ. Deci o condiție mai bună de viață. Da, mult mai bună, da. Și în primul rând că e parte subliminală întreagă acum. Da, exact, da. Are altă forță, altă putere. Și văd că mergem spre iubire, cumva, să învețe și dorește să transmită iubirea, să o primească. Da, mai multă iubire și asta și normal la momentat a unor remușcări, că nu s-ar fi comportat cum trebuia până acum și cumva acum își dă seama că poate să repare și să cumva să recupereze timpul pierdut cu cei dragi, cu familia și o schimbare din asta. De... Bine. Cum se simt acum părțile subliminale? Foarte bine, ușoare. Pregătite, luminoase, pline de iubire. Hai să meargă număr de la 1 la 3 și merge fiecare în sinele mai înalt și ne uităm la Cristian. 1, 2, 3. Da. Merge în sine de 8. Da, trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici fiecare își caută matricea originală care a fost creată ca și conștiință primă și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Da. Activează fiecare declarația de suveranitate, o spune cu determinare și dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială. Cristian, dacă are. 8% dizolvă, decrează și reconstruiește cu ajutorul matricii originale. Câte experiențe a avut Cristian în univers, Ela? 31.000. Să-și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Să-și facă și Cristian sfera de manifestare aici în sursa primordială a creației. Da, și mai bun în fizic. A? Să devin un om mai bun în fizic și să iubesc mai mult, zice. Ne uităm și noi la sferele noastre, le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Și număr de la 1 la 3, la venim aici acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, investigat prin această sesiune, să-și anuleze fiecare, și Ariela și Cristian, orice ritual, de orice fel, legăminte, jurăminte, blesteme, tot pe viața asta, anulate. Da. Creează, decrează, disolvă tot fiecare. Să facă și Cristian două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și le trimite pe arborele genealogic pe această viață și arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da, pe partea mamelui văd că merge până la 24-a generație, pe partea tatălui până la 18-a. Mai face încă două sfere din acestea și le trimite pe legătura genetică cu copiii. Da, dizolvă, decrează tot către ei. Și acum, Ela, dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Fiecare parte subliminală curăță tot ce are de curățat. Da, peste tot se dizolvă, tot se curăță toate... Energiile stagnante, blocate, hologramele, aprente energetice, urme, reziduri, efecte de orice fel. Entitățile sunt aspirate de peste tot pe portal de cea mai înaltă vibrație trimise în sursa primordială și toate celelalte portale, canale se închise și sigilează complet de peste. Mulțumim părților subliminale pentru această călătorie.